Bună ziua, Răzvan Popa. Bună ziua. În sfârșit ai drept de joc pentru Politehnica Iași. Pentru început, spune-mi cum a fost această perioadă pentru tine, când doar te-ai antrenat fără să ai drept de joc. Vă dați seama, a fost foarte greu, fără joc, doar să mă antrenez, dar aici am găsit un grup frumos care m-a primit bine din prima și asta m-a ajutat să trec peste perioada asta foarte grea. Răzvan, urmează partida contra Chindiei, prima din partea a doua a campionatului. Cu ce gând la acest joc? Cu gândul la o victorie, normal, să începem retrul de campionat cu dreptul. Ne-am pregătit foarte bine perioada asta și sperăm la ce mai bine din retur. Cum e Chindia? Cum vezi adversarii? Un adversar incomod, ca toate celelalte, dar noi trebuie să luăm fiecare meci în parte, să analizăm fiecare echipă foarte bine și o să vedem după joc. Care sunt așteptările tale de la acest retur de campionat? De fapt și... Am așteptări mari. Normal, dacă n-aveam așteptări, nu semnam cu Politehnica. Am așteptări mari, pentru că este un grup foarte bun, chiar dacă nu a avut rezultate foarte, foarte bune în ultima perioadă, dar jocul, echipa a avut un joc foarte bun. Apropo de Politehnica, ce te-a făcut, ce te-a convins să alegi să vii în Copo? În primul rând, Mister m-a convins, domnul Pancu, și proiectul. Mi-am dat seama că este un proiect bun, o echipă bună și aveam nevoie de o motivație în plus. Cum te-ai acomodat cu noua echipă, cu noi colegi, vestiarul, cum sunt ei? Foarte bine, mai ales pentru că mă cunoșteam cu câțiva jucători dinainte, m-au primit foarte bine încă de la primul antrenament, am simțit că sunt aici de foarte mult timp. Cum vezi tu actuala situația Politehnicii? Privind clasamentul, nu este foarte bine, în același timp nici diferența față de pozițiile superioare nu e mare. Da, oricum, campionatul nu este jucat absolut deloc. Orice rezultat te poate duce mai sus în clasament, deci nu văd o problemă foarte mare. Întreabă jurnaliștii ce ar trebui să știe suporterii ieșeni despre tine. Despre tine ca om, dar și despre tine ca... Despre mine ca om sunt foarte introvertit. Scurt pe doi, nu-mi place să vorbesc foarte mult despre mine. Și ca jucător? Ca jucător, nu știu, trebuie, nu-mi place să vorbesc despre mine, aștept pe alții să-și dea cu părerea despre calitățile mele. Spune-mi despre Daniel Pancu. Spuneai că a contat foarte mult dorința sa să te aibă sub comandă aici în Copou. Cum e el ca antrenor? Se vede în primul rând că este fost jucător, pentru că relația lui cu jucătorii este foarte bună, știe să vorbească și este ok. Despre relațiile cu colegii, ai reușit deja să-ți faci și prieteni? Cum am spus, cunoșteam deja câțiva băieți, în primul rând pe Andrei Cristea, cu care am fost la Craiova. Și da, toți colegii m-au primit bine și nu pot să zic că sunt prieten cu o anumită persoană, nu cu toată lumea mă înțeleg perfect. Mai este o întrebare legată de cele mai importante calități ale tale, dar ai răspuns ceva mai devreme. Da, cum am spus, nu-mi place să vorbesc despre calitățile mele, aștept pe cei care se uită la meciuri să-și dea cu părerea despre mine. Și în final, un mesaj pentru suporterii Politehnicii Iași. Să susțină echipa, pentru că avem nevoie în perioada asta de ei. Mulțumesc foarte mult, Răzvan. Mulțumesc și eu.